Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Gemeni. Haideți să vedem, Zodia Gemeni, foarte, foarte frumos. Sunteți deciși să acționați, să plecați la drum. În drumurile dumneavoastră veți depăși problemele, obstacole, veți rezolva anumite probleme. O femeie deschisă la ten, la piele, culoarea mai deschisă, poate și la păr, va avea un rol important în viața noastră, cunoscută sau necunoscută. Această persoană va avea un rol în viața dumneavoastră astăzi. Văd că ori o veți cunoaște această persoană mai tânără și veți intra în contact cu această persoană, sau o persoană vă va da o veste că va veni un copil în viața sau veți afla că e pe drum să vină un copil în viața dumneavoastră, că ați rămas însărcinată, sau veți începe o relație cu această persoană, sau veți începe un proiect cu această domnișoară sau doamnă, veți începe un proiect nou. Văd nașterea a ceva foarte important, o transformare sau un proiect care se va mișca spre viitor, să spunem așa. Veți merge spre viitor, un nou început cu această domniță sau doamnă, și vă va da o veste, să spunem așa, această domniță, despre aceste proiecte care se vor sfilpa în timp. Da? Haideți să vedem Arcangelul Gabriele pentru Zodia Gemeni, să vă deschideți inima iubirii. Cu cât îți vei deschide inima și vei revărsa iubire în creațiile tale, așa va, cu atât mai mult energia va fi mai puternică și iubirea va fi mai puternică. Da, deci iubirea în ce privește creațiile tale va fi mai, energia va fi mai puternică, să vă deschideți inima și să oferiți iubire în creațiile dumneavoastră, în proiectele dumneavoastră. Vorbește foarte mult de inimă, de un anumit proiect în ce privește dorinții inimii dumneavoastră. Cu cât veți lăsa ca iubirea să intre în dumneavoastră, cu atât energia va fi mai puternică, să știți, și cu atât mai multă iubire veți exprima la rândul vostru. Văd foarte multă simplicitate, lejeritate. Veți da naștere la noi proiecte pentru viitorul dumneavoastră, dar acestea se vor zvilupa în timp, să știți. Nu se vor zvilupa chiar așa repede. Trebuie să aveți un pic de răbdare. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit, eu vă doresc o zi cât mai plăcută, vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, la revedere!